Salutare, dragilor! Și uite că venim cu un joc care vă ajută să faceți bani. Practic nu vă ajută să faceți bani, practic faceți bani din acest joc. Și chiar este foarte ușor, este vorba despre anul 1777, 1777 și practic acesta este un tutorial în care o să vă arăt cam tot ce trebuie să faceți pentru început să faceți câțiva bănuți. Pentru prima dată după ce v-ați înregistrat, veți primi puterea 30%. Acesta este cel mai principal uh, punct în acest joc. Practic, trebuie să, să strângeți din dinți pentru a avea puterea cât mai mare. Trebuie să vă cumpărați anumite chestii, să, să aveți puterea mai mare. Dar, pentru început, după cum v-am zis, să aveți puterea undeva la 30% când vă dau ei, și, pentru început, trebuie să dați lupte. Deci veți merge să vă dați lupte, vedeți aici dați pe luptă, când, când ați dat pe luptă veți ataca un player care va avea puterea mai mică decât a voastră. Totdeauna să nu atacați un player de, de putere 41 pentru că veți pierde lupta și astfel veți pierde puncte, veți pierde putere, nu veți câștiga absolut nimic. Totdeauna să vă să axați să, să vă bateți cu cineva mai mic decât voi. Ok, să dăm o luptă. Da, știu, codurile capcha sunt un pic mai nasoale de completat unele și uite, am intrat în luptă, ne-au dat direct bonusul pentru că am câștigat lupta din start, 0,2 ron și trebuie să așteptați 20 de minute, fiecare luptă durează 20 de minute și puteți să dați practic câte lupte vreți într-o zi, deci nu, nu este un număr limitat de lupte. Și când o să aveți undeva la un 1,40 și ceva de ron, neapărat să vă dați înapoi pe statistici rezumat și veți închiria o casă. Nu vă sugerez să dați pe cumpărați, pentru că casele sunt foarte scumpe. Totdeauna să mergeți să dați pe această steluță, produse calitate 5 stele, pentru că acestea sunt cele mai valoroase, și vă dau un exemplu de ce nu prea este rentabil să vă cumpărați o casă. În primul rând, costă o grămadă de bani, 609 RON, uitați-vă, o, o grămadă de bani, și casa este valabilă 314 zile. Deci după 314 zile, casa, puf, gata, se distruge, dispare și nu mai aveți nicio casă. Și mai indicat este să, să vă, deci pentru început, mai, mai indicat este să vă închiriați o casă. E ca și cum ați merge la hotel și ați sta într-un hotel de nu știu câte stele, într-un palat pot să zic și vă încheiați o casă, să fiți atenți să dați pe ultima steluță, să nu dați pe, să nu rămână așa pe prima steluță pentru că vedeți aceasta costă 0,9 ron și vă dă doar 5 puncte pe zi. Trebuie să dați pe ultima steluță, costă 1,29 de ron și vă dă 25 de puncte pe pe zi. Eu nu mai închiriez pentru că am închiriat deja uh, uh, casă. Și după ce v-ați închiriat uh, casa pe o zi, să spunem la început pentru că nu veți avea foarte mulți bani, trebuie să dați câteva lupte ca să aveți 1,40 și uh, 1,29 cât costă o, cât costă să vă închiriați o casă. Mergeți înapoi la profil inventar, dați pe transport și vă mutați în casă. Eu deja sunt, sunt mutat într-o casă. Și să fiți atenți când vă cumpărați casa, să fiți atenți să nu vă închiriați o casă mai mult decât cât este ea valabilă. Stați că vă dau și un exemplu. Deci la rezumat și să zicem dăm pe închiriază, dăm înapoi pe Asta să nu vă închiriați o casă. Uite, de exemplu, această casă cost, durează încă 39 de zile. Când veți închiria casa... Hai că dăm pe închiriază. Când veți închiria casa, uite, 14 zile. Să nu închiriați, de exemplu, pe 15 zile, pe 20 de zile. Nu știu dacă, dacă jocul vă dă o, o eroare, pentru că încercați să închiriați casa mai mult, dar dacă nu vă dă o eroare, astfel veți pierde bani, pentru că veți închiria o casă, să spunem, pe 30 de zile și casa mai durează 14 zile. Și voi plătiți ceva în plus. Totdeauna să, să închiriați, de exemplu, această casă, o închiriați pe 14 zile sau pe 13 zile. Astfel sunteți siguri că nu pierdeți bani din închirierea casei. Și după ce v-ați închiriat casă, această, această casă vă aduce zilnic 25 de puncte. Să fiți atenți, dacă vă dispare de aici, automat trebuie să vă închiriați altă casă pentru că deja v-a trecut, să, se spunem, se spune, ați închiriat casa pe o zi și după o zi vă dispare, vă dispare casa și trebuie să vă închiriați o nouă casă, să vă mutați în ea. Deci să nu uitați, după ce ați cumpărat casa, neapărat trebuie să vă mutați în ea. Deci dați pe transport, după cum am zis, și dați pe mutate. Și casa trebuie să apară aici cu plus 25. 25 și după aceea puteți să dați lupte în continuare, tot așa din 20 în 20 de minute și vă va, vă va aduce câte un, câte un, mic procent la RON. De fapt veți câștiga câte 0,2 RON la, la început. Uh, Ideea este că puterea o să scadă la 10%. Dacă nu faceți nimic, deci dacă nu sunteți activ, puterea o va scădea la 10%. Trebuie să fiți foarte activ, trebuie să vă închiriați casă, mai puteți să vă cumpărați încă de la bunuri. Puteți să vă cumpărați vin. Vinul se cumpără o singură dată pe zi. Să fiți atenți când vă cumpărați vin. Tot așa să dați pe calitate de nivel 5. Vedeți, uite, aici încearcă să păcălească băieții pentru că au au vin de calitate 1 care îți dă 4,70 de puncte. Pe... Deci, când-ți-ai comparat vinul, automat primești aceste puncte. Nu se împărțesc ca și la casă, cele 20, 25 de puncte se împart într-o zi întreagă. Deci, primești practic câteva puncte la fiecare oră. La vin, în schimb, când-ți-ai cumpărat vinul, îl primești instant. Deci, când-ți-ai comparat vin de, de această calitate, ai, ai primit 4,70 de puncte să fii atent să dai pe uite, costă 3,99 și dacă dai pe vin de calitatea 5-a costă 3,60, deci mai puțin și îți dă 25 de puncte deci să fiți atenți să nu fiți păcăliți la această chestie mai puteți să vă comparați mâncarea mâncarea um, într-o zi mâncarea se poate mânca de patru uh, ori practic mâncarea se mănâncă mâncarea se mănâncă, da, sună, știu că sună foarte ciudat, mâncare se mănâncă, cred că, din, nu știu, din 6 în 6 ore. Da, din 6 în 6 ore. Deci dacă ți-ai cumpărat mâncare, să spunem că îți cumperi 3, 4 mâncare, vei mânca acum sau la o anumită oră care o dau ei și iarăși peste 6 ore vei mânca. Să fiți atenți să vă cumpărați din nou mâncare de calitate a 5, deci de 5 stele. Și bun, cam aceasta a fost cu toate chestiile, mai puteți să vă cumpărați haine, încă aveți o grămadă de haine, tot așa de nivel 5, sunt un pic mai scumpe, dar durează 30 de zile. Deci v-ați cumpărat o haină și practic veți primi câte 5 puncte zilnic, timp de 30 de zile. Sunt o grămadă de haine, vedeți, ciorap, mânuși, poți să-ți cumperi toate hainele acestea și astfel vei ajunge să ai puterea foarte mare. Când ai puterea foarte mare, nu sta și nu face nimic punete și luptă-te, iar seara, când nu mai e ce face, când bineînțeles trebuie să te pui în pat să tragi un pui de somn, trebuie să, trebuie să mergi la locuri de muncă și dai pe muncește. Practic, după ce te-ai te pus la muncă, 8 ore, nu te poate ataca nimeni, ești în muncă, când te vei trezi dimineața, te vei apuca înapoi de, de lupte. Cam aceasta este, în teorie, ideea pentru, pentru începători. Deci, practic, este foarte, foarte ușor să faci câteva puncte, și după ce ai ajuns să strângi mai mulți bani, mergi la piața financiară. Și aici îți dau un exemplu de fapt cum se transformă banii din Ron în Aur, și după aceea din Aur în Euro. Euro este moneda în care poți să scoți bani la când ai, când ai aici 50 de euro poți să-i retragi în cont bancar dar în primul rând trebuie să ai 35 de ron când o să ai 35 de ron vei da cumpără aur să spunem că avem 35 de ron sau să spunem că avem uh, 70 de ron și ne cumpărăm 2 aur deci când avem 70 de ron aici automat am cumpărat 2 aur după aceea când vrei să schimbi din aur în uh, din aur în euro trebuie să ai undeva la vreo 5 4,60 și ceva și iarăși convertești aurul în euro și îți vei cumpăra să spunem că ai o grămadă de uh, aur și îți vei cumpăra să spunem 12 euro. Deci trebuie să ai 12 ori 4,6 aur și după acestea, practic când o să ai 50 de euro, poți să îți scoți, o, oh, stai să văd exact unde, că nu mai știu, depozite, conturi, acțiuni, da, este undeva o opțiune unde îți arată profil și inventar, cred că pe aici, pe undeva, sau nu mai știu exact, da, este undeva o opțiune de unde poți să scoți banii și îți arată cum să-ți completezi de fapt contul bancar. Trebuie să-ți completezi contul bancar unde, unde băieții să-ți vireze banii. Și uitați, aici sunt ultimele plăți. Vă spun, site-ul este foarte vechi, deci este un site care plătește la zi de o grămadă de ani, cred că are, nu știu, vreo 5, vreo 6 ani. Am văzut din 2011 clipuri la el și de atunci totdeauna s-au ținut băieții de, de treabă. Uite, aici. Deci dacă dai pe contabilitate uh, fiscale, rapoarte fiscale, contabilitate, operațiuni euro, detali, date de plată, și aici va trebui, uh, va trebui să-ți completeze uh, bank transfer, adică datele de la banca ta, numele tău, numele băncii, IBAN, shift coduri, country și parola de la joc. Trebuie să o pui aparat când vrei să scoți, când vrei să scoți banii. Și după aceste dai update și dai retragere bani și aici îți arată că prin local bank transfer, adică pe România, între între 50 de euro și 250 de euro poți să scoți maxim la o, la o retragere. Poți să scoți și prin Western Union, International Bank Transfer, dar acestea sunt de la, de la 100 de euro la 250 de euro. Practic este foarte, foarte ușor. Uh, și vă mai arăt încă o chestie, mai este încă Piața Sclavilor. După ce ai câștigat, practic uh, după ce ai câștigat practic un, un sclav, stați să vă arăt încă o chestie care te poate ajuta să mai uh, Dai înapoi pe luptă, dai pe sclavi și dai pe vinde. Și încerci să vinzi un sclav care tu l-ai câștigat în bătălie. Să fiți foarte atenți să treci 0,02, pentru că dacă ești pe teritoriul României, România îți ia 0,01, îți ia comision. Deci la vânzarea unui sclav. Și practic dacă treci 0,01 nu câștigi absolut nimic. Îl vinzi la 0,01, România ți-a comisionul și nu n ai făcut nimic din, acest, din, acel, din vânzarea de sclav. Să vedem și da, la aceștia am trecut. Și oricum te ajută. Dacă vinzi un sclav, automat câștigi 0,01 aur. Deci dacă îl vinzi cu 0,02. Uh, și vă mai arăt încă o chestie care ar putea să vă ajute foarte mult în joc mai este piața sclavilor, uite piața sclavilor, aici practic sunt sclavi pe care încearcă să-i vândă alții, sunt câteva teritorii care nu au această taxă, vedeți, în Belgia nu au taxa de 0,01 și băieții vând la 0,01, pentru că nu este acea taxă. Toți din România vând la 0,02 pentru că statul românia 0,01. Comision e, e ca și în realitate sunt țări care au taxele mai mici sau sunt țări care care nu au taxe deloc și este România care bineînțeles e, știți cum este. Bun și de aici să fiți atenți puteți să vă cumpărați sclavi să nu vă cumpărați sclavi neblocați sau sclavi blocați. Puteți să vă puteți să vă cumpărați și sclavi blocați dar este un pic mai riscant eu sincer vă sugerez dacă chiar vreți să investiți în joc să vă cumpărați sclavi permanenți. Ce sunt sclavii permanenți? Sclavii permanenți sunt de fapt linkuri de referal. Să spunem că voi vă registrați la mine și eu vreau să vă vând mai departe sau eu pur și simplu vă păstrez pentru mine ca și, ca și referal. Tot timpul voi avea un, un comision din ceea ce faceți voi. Deci că vă înregistrați la mine, când vă înregistrați la altcineva, oricum veți fi referalul cuiva până la urmă. De aceea vă, vă sugerez să vă înregistrați la mine ca și referal pentru că vă uh, um, îți voi arăta, vom ține legătura uh, și îți voi spune chestii noi uh, care, care te vor ajuta să, să crești cât mai repede în acest joc. Și de aici poți să, să vânezi clavii. Uite, costă 0,25 aur. Acest clav și îți arată că este destul de ok, dar nu știu cât este de ok pentru că n-a intrat de 12 zile. Totdeauna să fii atent la această bară, pentru că această bară dacă este cu verde este cât de cât bine. Uite, de o zi nu a intrat acest, acest băiat și dacă vezi aici că are o anumită sumă, deci în generale, vezi care are aici o anumită sumă și este și activ acel sclav, mai ales dacă a intrat astăzi, să spunem, atunci acel sclav chiar, chiar are valoare și sugerez să-l să cumperi. Pentru că, uite să vedem, hai să vedem pe acesta. Acesta este din Singapore, este un pic mai ciudat pentru că ei folosesc altă, altă monedă, va fi un pic mai complicat. Uite și mergi sus la search, dai paste, și dai enter pentru că butonul ăsta se pare că e numai de formă pus acolo și nu merge după ce ai dat acesta îți arată sclavul și dai click pe dânsa și îți arată date despre ea s-a înregistrat în 11 august acum a fost online acum 3 ore aici îți, arată datele despre ea nu le-a completat încă activitatea, a început munca acum 3 ore se loghează în cont deci se pare că este destul de activă să vedem și la tranzacții nu știu ce valoare are dar toată chestia este că aceasta folosește, nu folosește RON, cum folosim noi, folosește SGD, care este o altă monedă, practic va trebui să o convertești, dacă, dacă îți vei cumpăra un sclav din altă țară va trebui să, să schimbi banii deci să schimb banii din aceștia în ron sau să schimb banii aceștia în direct în aur să vedem dacă are solduri da se pare că nu are nimic deocamdată acțiuni nu are și asta și aceasta este o metodă foarte bună de a vâna sclavi deci pur și simplu dai la piața sclavilor după cum ți-am arătat și te uiți după dai la permanenți. Și te, ui după, te uiți după sclavi de valoare care chiar au valoare în joc, încerci să-i cumperi și sclavii aceștia rămân pentru tot timpul. Deci ei cât timp joacă, dacă joacă 10 ani, tu câștigi 10 ani de pe ei. Este o investiție foarte tare, poți să câștigi mulți, mulți bani. Mai sunt încă să vedem servicii, nu la servicii da, poți să, să optezi încă să-ți cumperi teritoriul privat practic îți cumperi o țară teritoriile mele piață, să vedem la piață ce teritorii sunt și aici tot așa, dacă ai bani da, trebuie să investești sau trebuie să joci destul de mult timp ca să ajungi la 103 euro când ai 103 euro sau cât cât Cer ei, pot să. Uite, de exemplu, acesta este 200 299 de euro. Da, este cam mult. Namibia, hai să vedem. Namibia 150 de euro. Bine, eu nu am bani, dar chiar mă uit. Are solda 0,3 Goldnah. Da. Și aici îți arată datele despre. Are cetățeni, numai 3. Deci este cam nasol, număr de companii are 7, locuri de muncă 10. Deci pur și simplu tu când tu când ai cumpărat acel teritoriu, tu guvernezi acel teritoriu, tu e șeful cel mare. Pot să spun că tu ai ajuns pe băieți să pună taxe, să deci încasezi de pe fiecare muncă. Deci de pe fiecare muncă, de pe fiecare de pe fiecare, de pe fiecare bătălie, absolut de pe orice încasez bani. Deci investești și dată 150 de, 150 de euro sau cât costă acel teritoriu și câștigi tot timpul. Deci ți-ai cumpărat teritoriul tău, tu ești șef asupra acelui teritoriu. Mai există încă anumite chestii, poți să-ți deschizi firme, firme de ziare, firme de... să-ți construiești case, deci este firmă care construiește case, firme de, nu știu, se ocupă de lemne, foarte foarte multe chestii, dar îți pentru început să mergi, să mergi pe aceste chestii, să te lupți cât mai mult. Alerte noi. Da, a fost atacat sclavul meu și l-am pierdut, asta este. Da, sclavii tăi rămân doar câteva minute după ce ai atacat și dacă îi atacă altcineva, îi pierzi. Deci dacă nu ajungi să-i vinzi ca să faci un, un ron, tu oricum, de pe fiecare luptă, tu câștigi, uh, tu câștigi ron. Deci fiecare luptă care o dai împotriva altui sclav îți dă 0,2 ron sau cât, uh, depinde de ce putere ai. Și... bunuri. Da, cu timpul, v-am spus, poți să-ți cumperi haine, poți să-ți cumperi arme, dacă ai arme poți să participi în lupte împotriva țării tale, primești tot felul de medalii, primești, de fapt ești plătit în euro, mi se pare, când, când ajungi să faci lupte, ca să-ți aperi țara sau servicii imobiliare, piață financiară. Da, poți să faci publicitate, mai este încă o chestie, nu știu, chiar nu știu dacă v-am spus, o poți să-ți cumperi ziare, fiecare ziar, de fapt acestea sunt niște ziare, da, și când ți-ai cumpărat uh, aceste articole, practic te costă atâta și îți dă un punct la putere. Și acesta te ajută de multe ori, uite să mai dăm încă o luptă. Să vedem dacă găsim ceva interesant, da, nu ne punem, noi avem 28, mergem pe acesta pentru că este online de 0 zile, înseamnă că a fost uh, astăzi online. și am intrat în luptă cu el. Dăm înapoi pe statistici, și mi arată încasări noi 0,2. Automat am primit 0,2 care se adaugă aici. Da, știu la început este mai greu să urci, să urci, să faci niște bănuți dar vă spun cu timpul, dacă te miști bine, poți să faci, poți să faci bani frumoși din acest joc. Uh, mai este undeva cu companiile asta încerc să vă arăt, dar uh, stai să vedem dacă găsim bunuri, mâncare haină, nu știu dacă este aici. Da, poți să să-ți faci și companie, să-ți deschizi companie chiar nu găsesc unde e chestia asta cu uh, companiile. Cred că trebuie să le iau la rând pe toate, că se pare că m-am pierdut un pic pe aici. Bunuri imobiliare vinde. moare la piața financiară? Da, acțiuni. Deci dacă dai la piața financiară, Uh, mai sunt încă bănci unde poți investi, este un pic riscant pentru că s-ar putea ca banca respectivă să se închidă, nu știu mai de mult uh, am auzit că au fost câteva bănci care s-au închis practic nu știu uh, practic nu știu cât este de bună investiția pentru că vedeți câștigați 0,01 pe zi, deci zilnic și perioada de la 30 de zile aceasta este la 5 zile deci câștigi destul de puțin. Dacă ai bani mulți, să spunem că pui 10 și cât câștigi? La 10 cred că câștigi 0,10. Da. Da, 0,10 pe zi, mi se pare. E, nu știu, nu este prea... De fapt, acestea sunt depozitele, acestea sunt credite, conturi. Și aici sunt depozite, vedeți, și aici este și suma minimă. Mai sunt încă acțiuni. Iarăși este o chestie care este destul de ieftină și foarte interesantă. Uite, de exemplu, această firmă are șase sucursale, locuri de muncă, 10 și um, o acțiune costă 0,01. Practic ai cumpărat o acțiune și tu câștigi cât? timp merge firma respectivă, tu câștigi un anumit profit în funcție de acțiunile pe care le ai la compania respectivă. Și aceasta de aici, chiar am uitat și înainte, aceasta de aici este foarte, foarte interesantă. Din păcate nu am uh, aur. Dacă aș fi avut, cred că 193 de aur, aș fi investit 193 uh, de aur, 1,93 de aur, uh, aș fi cumpărat toate acțiunile de la această companie pentru că mi se pare foarte interesantă și îți va aduce un profit pentru că investești odată cât timp compania funcționează, tu câștigi de pe ea. Și aici îți arată datele, date financiare, valoare piață 10 aur. Da, aici arată Aici arată acțiunile care sunt la vânzare de către alți jucători, vedeți, acesta vinde 793 de acțiuni, uh, nu, cantitate de ținută și cantitate de vânzare, acesta vinde 193, de fapt acesta cred că este șeful mare, dar bineînțeles că sunt cred că 1000 de acțiuni și aici sunt Aici sunt restul oamenilor care pun la vânzare acțiunile. Vedeți, sunt care pun la 2, sunt care la 0,2, sunt care pun. Este un tip care pune la 2,5. Alte informații: administrare. Da, cam aceasta este ideea jocului și este chiar foarte ușor. Este interesant, este ca și în viața reală sunt și bonusuri, din păcate acum pentru România bonusurile unde este este undeva o secțiune de bonus de referali da, la bonusuri aici ridică bonusul, din păcate bonusurile sunt, sunt blocate deocamdată, dar și aici vă dă bonusuri în funcție de câți referali, deci practic dacă duci 20 de lupte și ai când se schimbă ziua, cred că dacă îți rămân referalii și nu-i atacă nimeni, hai să spunem 10 referal, tu vei primi aici un bonus dacă este activ acest bonus. Este bonus pentru sclav permanenți, deci cu cât ai mai mulți sclav permanenți, cu atât vei primi mai mare bonus. Și partea foarte bună este la sclavii permanenți pentru că odată ce îi ai, ei îți rămân pe toată viața. Deci să spunem că ai 100 de sclav permanenți, bonusul este activ, tu în fiecare zi vi îți dai ridică bonusul și ești plătit pentru chestia că tu ai sclav permanenți. Și mai este încă bonus de profil complet. Nu este activ nici acesta. Trebuie să spui 10 poze personale și oricum îmi voi face și eu profilul complet când când îl vor activa băieții. Oricum este un joc foarte interesant, vă spun, funcționează de foarte mult timp, de o grămadă de ani și lumea este plătită, lumea face bani serioși. Deci vă spun, sunt plăți, uitați, 239 de euro, 100 de euro. 159 de euro. Și vă sugerez să vă înregistrați ca și referal, referal al meu. Vă mai spun încă o dată, linkul este aici sub acest clipuleț, va fi în stânga, jos, în descriere. Și vom păstra legătura pentru că îmi va apărea va că sunteți înscris ca și referal al meu și vom putea să conversăm unul cu celălalt. Au, au un fel de secțiune de chat cu referalii. Și vă voi ajuta cu, cu chestii noi și cam atât în legătură cu acest joc. Nu uitați să dați like, subscribe, bineînțeles și comment. Da, nu uitați. Ok, salutare și o să ne vedem cu o nouă chestie în cel mai scurt timp posibil. Ok, salutare!